În porturile de la malul mării se aflau marți dimineață 53 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 47, erau în portul Constanța, 4 în portul Midia și 2 în portul Mangalia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere, fier vechi sau laminate. Potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale, administrația porturilor maritime în rada portului Constanța erau astăzi 24 de nave. 22 dintre acestea așteptau pentru operare, iar două nu aveau operațiuni portoare. De asemenea, în rada portului Mangalia se afla o navă care aștepta tot pentru operare. La avizări, marți dimineață, potrivit raportărilor, erau 8 nave, 7 pentru portul Constanța și una pentru portul Midia.